Fly me to the moon and let me play among the stars. Hai să facem și piesa de rezistență acestui Valentin minunat. Iar piesa de rezistență, dragii mei, este un buchet din hortensii roșii cu gipsofila roșie și un pic de eucalipt. Am să folosesc un pic de pistachio de data asta pe post de verdeață tehnică. Nu se va vedea, dar am nevoie de aceste crengi obligatoriu pentru a-mi respira puțin și a-mi da volum pentru buchetul meu. Folosesc 25 de hortensii roșii, aproape o legătură de eucalipt de 400 de grame, câteva fire de pistachio și cu Dumnezeu înainte să-mi iasă cel mai fain buchet pe care l-am făcut vreodată. Da. Bubuie mesajele. Mi-este greu să mă concentrez, dar încerc. Hai, îmi stabilesc un punct de intersecție. Fac un smog de verde în jurul lui. Și încep să așez hortensiile. Din când în când pun câte un fir de eucalipt. Oh, iubitele mele! Mamă, ce emoții am la buchetul ăsta. Vreau să-l fac de mult. Vreau să pun în valoare aceste două texturi care sunt foarte feminine și o treabă foarte smart aici la mine. Cu hortensiile roșii. Care ar trebui să vină una peste alta, una peste alta, într-o mega abundență. Da, invito. Acolo trebuia să stai din prima. Ce greu e de făcut. Hai. Hai de încuța, că mai vrei un pic. Hai de încuța. Opa! Nu fugi, firei, tu de hortensia care ești. Te fugi de la loc, efectiv. Multă gipsă aici. Sub gipsă. Un eucalipt, aici, cu mai o hortensie, stop pe piept, stop pe muchia mesei. Am pregătit ață și m-am depus. Trei hortensii, un eucalipt, așa, și niște gipsum. Ia să vedem până la momentul ăsta cum arată. Da. Sunt foarte mulțumită de buchetul meu. Îl
să-l profesc aici. Mai cade, mai se ridică, mai cade, mai se ridică. Hai cu gipsul, aici multă pe partea asta. Îi dăm un check pe toate părțile. Am să leg o tură. Deci de asta îmi place cel mai mult. Hai, iubitele mele. Mai vine una aici. Câte mai am? Două. Una aici. Să vedem acum. Mult mai bine. Și totuși mi-a alunecă hortensiile. Tijă pe tijă, mai trebuie să le mai strâng o dată. Și efectiv mă taie la mână ața. Acu pun în două. Mă, vă întreb pe voi, o fi prea roșu buchetul meu? Aș putea să-l mai înmui un pic cu niște Salix sau poți să-l las așa direct doar hortensii. Hai, să-l hidratăm. Și m-am speriat că o să cadă. Mă gândesc cum să-l ambalez. Vreau să-l ambalez discret. Adică să fie cumva absolut nevizibil. Sau cumva na, doar de protecție acest celofan. Da. Este bine.